care îl prezintă atât. Mihai Manapu. Mulțumesc, Marta. De obicei, la o vreme în care deschideam conferințele, astăzi Marta m-a pus ultimul. Așa că vreau să mă uitați bine la mine, că s-ar putea să nu mă mai vedeți la următoarea conferință. Să nu cap un program. Sunt Cristian Manapu, unii dintre dumneavoastră mă cunosc, alții nu, cei doi din spate acum nu. Dar nu o să mă vorbesc despre mine, să mă prezint pentru cei doi care nu mă cunosc, o să vă spun la final. Astăzi am venit să vă vorbesc despre Facebook. Și vreau în deschidere să vă spun de ce utilizatorul de Facebook nu este prietenul vostru sau utilizatorii de Facebook nu sunt prietenii voștri. Cine crede de aici are prieten pe Facebook pe bun. A nivel personal. Florin. Toți? Și Florin și Florin. Haideți să ne gândim ceva. Vă ați ținut că eram copii mici, mai puțin cei după 90. Ne pot să te avem și prieteni. Nu, am întrebat. Deci mai puțin cei născuți după anul 1990, mă rog, ceilalți vă aduceți aminte cum era pe vreme. Tanti, mama lui Cristi, lăsați pe Cristi afară! Da, tanti, mama lui Cristi și zicea, nu este ca la fac. Sau, hai bă, afară, o fotbal. Mai țineți minte chestia asta, era chestia asta, de socializare, hai la joacă, să ne jucăm. Dar în cap, ridicați mâna că și-a luat aminte mai puțin cei care sunt. Gândiți-vă cum este acum pe Facebook, unde zicem că avem prieteni și cineva ne dă invitație pe party, pe mafia, pe ce-i face? Pe ce să joacă? Îi dați bloc! Păi ce dădeam noi copilărie pe limbo? Deci, mă, pe Facebook, blocăm, noi nu ne jucăm. Cu prietenii de jos. Dar zici că a doilea lucru. Utilizatorul de Facebook nu e un tâmpit. Nu văd din copilărie, o să se spune că doamne este un tâmpit. Dar vă arăt. BG co-founder Robin Kidd dies at 62. Click like to pay your respect. Now. În vreme. Like if you love ice cream, ignore if you want to go to hell. Stupid! Hai să facem și mai bine. Om nom chicken. Who can type the long verse om nom nom below? I start you off om nom nom. Voi ați zice om nom or chuck noise. Brandul. Și gireașa de rotor, de fapt musca de palai. Like in 3 seconds to hear it. Da? Nu cred că vreți să aveți utilizatorul de Facebook pe paginile voastre în voie prieteni. La nivelul ăsta. Deci, nu se prieteni pe Facebook, că ne dați loc în partid. Și multe branduri îi tratează ca pe niște tâmpiți. Utilizatorul de Facebook nu e un tâmpit? Toată lumea e nevastă, da! A zis-o Manapu la circa 2014. Asta este prezentarea mea. Pe Facebook trebuie să fim partenerii. Nu vorbi tot timpul ce faci la servici. Dar noi vrem, noi vrem, noi vrem. Una despre munca ta, două despre voi. Deci bagi un post al tău, vin și cu două despre ceva ce îți interesează. Nu zici numai despre munca. Promoție, 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 like. A fost venit mai tăi, bănuiesc că domnii din sală și-au pus sărintul anul I'm your man, I'm your man. Da? Asta ține relația ongoing, sper, cred, bănuiesc, bărbații. Concursul, dar nu de alea două pe zi trei, concursul surpriză. Cadou pentru top fani. Câți dintre voi știu care sunt top fani pe pagina de Facebook? Sau au căutat să vadă vreodată?
Pentru ei, ei sunt cei care vor fi the advocate, oamenii care îți vor sări ție în ajutor, să zic așa, pe Facebook, când cineva te va ataca sau va vorbi urât de tine, sau va spune că a avut o experiență proastă și se întâmplă și pe blogul și pe Facebook și unde vreți, pe Twitter. Tu nu are experiență proastă cu o bancă, dar alții spun, doamna Zoie de la Caraiștiul Bangor, mare tot dat. Și spunea că este fanul, da? Invitații, haide să îi aducem mult mai aproape. Deci esențială. Deci este esențială în relații. Până acasă când spun că ai venit, practic, în tot două ori. E ceea ce se numește customer care în familie. Adică trebuie să vii întâmplinarea lui, dar tu îi spui că e răspuns la problema lui. La ce îți zice el pe Facebook? Comunică cu tine? Nu veni pe 48 de ori acasă. Comunicați. Pe ei. Dar nu vorbim doar. Pentru că dacă vă uitați pe multe pagini de friend, o să vedeți exact ce vă spuneam. Spunem numai noi despre noi, da? Nu una despre muncă, două despre noi ca și relații. Vorbim și nu ascultăm. Poate reușesc să mă găsesc produsul, poate reușesc să fie ceva nou. Poate facem o ciocolată cu chiuri. Cunosc. Se poate? Da? Ce este posibil? Ok, perfect. Și e bărbat? Sunt aici? Nu? Nu mai. Vedeți schimbile separat? Ăsta este punctul numărul 1 la bărbați, sunt convins, ieșire la meci, pe poeții. Apropo, e nu, dar n-am văzut prezentarea, n-am avut. Vedeți schimbile separat? Nu vă sufocați oamenii care vă vizitează cu tezi. Spunea cineva că sunt pagini care dau 80-100 de status supraziere, sunt media channels, e ok. Dar nu vă sufocați și mai mult decât atât, din insight vedeți la orele la care sunt oamenii activi pe pagina asta, cu zile, cu tot, nu? Alex, dar dați-le atunci, nu toată ziua, nu tot timpul, hai să fim împreună, hai să facem și asta, mai ieși și la o vedere. Ce e mai frumos decât mai ții minte pe 24 iulie în Grecia, pe plajă, la 20:49, spuse el, iar el a răspunde nu. De începuturile relației. Acele memorabilia, imagini de la început, primul logo Apple, că s-au fost. Și Apple nu are pagină. Da? Acele momente speciale care au marcat milestones, dacă vreți, multe lucruri pe care voi le puneți deja acolo retroactiv, le puteți activa. Rezonează foarte mult cu oamenii care vă sunt adevărat fani, nu cu like, cu pion, cu kill, sau ce era aia nu. Vreau o pauză de acoperare. Pentru că este pentru... Dar să vede cine e sigur pe el, mulțumesc! Deci, asta este de ambele părți, dar nu încerca să schimb. E ceva din la început. Nu tratați, nu tratați un scutit. Un om care îi dați în față cu toate alea față și spune să mai pună încă una, deși e complet sau la adresul. Nu cărțați în timpul prezentorul mama. Dacă arăți aprecierea, poți să-i saberi și mai mult, poți să stai și mai mult cu băieții, poți să vorbești și mai mult despre munca ta, dar trebuie să arăți aprecierea în anumite momente. Și asta este legat de oameni care vă vin acolo și vă dau like-uri. Voi ce le-ați dat în schimb? Ce le-ați dat în schimb? Informații despre companii și promoțiile existente, curente și viitoare actuale și deja încheiate? Cineva interesat de ceva? Mulțumiți-le! Mulțumesc pentru asta! Pentru aia, pentru asta, pentru aia. Nu, cum să zic, 2014 o să fie anul în care brandurile o să dea cu capul de pereți cel mai mult copii. Pentru că în comunități sau în spațiile unor utilizatori copii o să se nască tot felul de revolte. Oamenii zic că nu sunt mulțumit de aia, sunt nemulțumit de aia. Și eu sunt nemulțumit și o să se trezească cu mici crize de care nu o să știi niciodată, pentru că nu poți să mă încălzești Facebook la nivelul propriului personal, decât dacă el a lăsat niște informații la liber, dar de fapt nu le lasă și așa mai departe, să știu cum vezi ce se vorbește despre tine. Cătălinia, am dreptate?
poți să ai acolo mici crize. Și, mă vedeți? Dar dacă tu mulțumești, dacă tu faci o armată de advocate, de oameni care te simt aproape și cu care tu ești ca într-o relație, iar ei sunt nevasta, nu prostul, ăia o să vadă. Nu știu câte branduri de aici în sală au primit din agenții sau din telecompanii ceva ce au zis un prieten al unui prieten despre brandul respectiv. N-a fost bine că v-a zis cineva chestia asta? N-a fost bine că v-a dat brandul? Nu știu, să ne îndreptăm o televiziune, ora pe televiziune. Influență, nu știu ce face cu el. Dar dacă tu nu ai armata de rezolvit, nu o să ai acces. Nu o să-i poarne nimeni pe aia care îți creează scrisă. Până la urmă o să fie. Ai informat. Și dacă nu vă înțelegeți, și nu vă înțelegeți lucru, trebuie să apelați la un consilier. Alex și mulți oameni din industria asta sunt foarte focusați pe vânzări, rezultate și ceea ce, cum să zic, este benefic pentru voi, dar asta este tips and tricks. Cătălin v-a dat un tool. 90% dintre voi nu se le fac. Nu le fac. Acceptați? Pot să le fac achiziție pentru voi. Voi veți avea de a face cu nevoastră. Și dacă nu merge, veniți la Facebook, la Hansel. Adresa mea este acolo. E funcțională. Până de astăzi. Și vă rezolv problemele. Dar mă duce mai serios. Nu-i tratați ca pe niște idioți, pentru că nu vă doriți oamenii. Înțeleg că sunt oameni în categorii sociale diferite. Înțeleg că sunt oameni cu un nivel de înțelegere a lucrurilor diferit. Dar încercați să scoateți și mai mult din ei, nu să-i îndobitați. Mulțumesc. Și acum, dacă sunt